A politicienilor că ne-am molipsit toți de la vechiul Partid Comunist, transformat în PSD, și pe vremuri erau doar câțiva politicieni care își permiteau să mituiască alegătorii. Astăzi e o practică generalizată. Domnul, nu comentați faptul că fostul dumneavoastră soț a cerut arestul la domiciliu, să fie menținut arestul la domiciliu, în condițiile în care procurorii cer controlul judiciar. E un pic, o situație puțin neobișnuită. Nu comandat nici într-un fel. Eu sunt un om nevinovat în această cauză și cred că este corect și drept să fiu cercetată în libertate. În rest, fiecare... Nu comentez. Cum a justificat milionul de euro cheltuit? Este o nebunie. Dacă era un milion de euro, nu trebuia să fie în declarația de avere. Îmi pare rău că dintr-o declarație pe care eu am făcut-o colegilor de la televiziunea dumneavoastră, s-a ajuns aici. Am spus că am făcut niște plăți în avans, însemnând chiria unde stau, leasingurile la mașinile de pe firmă, pentru că știam că voi fi arestată și nu vroiam să rămână neplătite. Dar asta înseamnă banii din conturi. Oricine poate vedea câți bani aveam în conturi și nu mai am acum. Exclus să fie vorba de 1 milion de euro. Doamna Udrea, arătați foarte bine. Care este secretul? Sunt un om optimist, un om pozitiv. Dacă n-aș fi fost așa, probabil că n-aș fi putut să trec prin zilele prin care am trecut, prin experiența pe care am trăit-o și, nu știu, mă bucur. Din păcate n-am mai ținut nicio dietă, că e foarte greu la pușcărie să ții diete. Așa dar că ce? Nici mișcare nu poți să faci, deci e... Da, pe lângă pescariu. Acum nu e un teren, este terenul de sub casa pe care am avut-o. Am vândut casa în care am locuit cu fostul soț și terenul aferent. Deci asta a fost vânzarea pe care am făcut-o și ăștia au fost banii pe care am găsat conform declarației de avere, deci nimic altceva. Ați avut nevoie de bani pe Da. Pentru activitățile pe care le desfășor pe firme, ați văzut că am creditat firmele pe care le am. În primul lor an de activitate, al doilea an de activitate, am creditat atât eu cât și asociații mei. Am avut nevoie de bani. Da, aveam nevoie de bani, da. Vă mulțumesc și eu!